Păi, ador studiile astea în rândul antreprenorilor și managerilor din România în legătură cu digitalizarea. Da. Ați digitalizat compania? Clar, 80%. Dar eu le zic ăstora de care fac studiile de piață, bă, dar ziceți, asterix mare, să bagi internet în companie nu înseamnă digitalizare. Că eu cred că asta cred mulți. Asta cred mulți. Corect. Că am băgat internet în companie, n-are nicio legătură. Tehnologia pe care, asta e a doua parte, tehnologia pe care o cauți tu să eficientizezi o grămadă de lucruri. Că e un CRM, că e un ERP, că e un nu știu ce chestie. Aia înseamnă a doua parte a tehnologiei. Una e obligatorie să stai în joc, cealaltă poate face diferența dacă o folosești cum trebuie. Bun. Legat de context, vreau să trecem rapid prin asta, dar să înțelegem unde suntem. Adică doar 43% dintre companiile din România au un website. Media europeană e de 77%. Deci da. Suntem mult în urmă. E nevoie ca tot mai multe companii să fie prezente în mediul online și online-ul să facă parte din această activitate hibridă a companiilor, că nu se mai poate acum să fiu doar fizic. Adică nu mai e sustenabil, asta vreau să spun. Doar 10% din companiile din România utilizează servicii cloud, media europeană 26%, deci suntem încă în urmă. Doar 17% din companiile românești au implementat un sistem de ERP, la nivel european medie de 34%. Bun, de ce? Care sunt cauzele pentru care companiile noastre, micro-întreprinderile, companiei mici și medii au dificultăți în a se digitaliza? Păi, înainte de toate, cred eu că e o provocare de a înțelege tehnologiile și modul în care acestea pot sprijini business-ul în eficientizarea lui. Așadar, sunt dificultăți cu implementarea noilor tehnologii și cu integrarea tehnologiilor existente. Apoi, identificarea furnizorului potrivit sau tehnologiilor potrivite pentru compania mea. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Sunt antreprenori care fac acest pas numai pentru că toți îl fac în jurul meu și trebuie să-l fac și eu. Să nu facem, da, și nu-i foarte bine. Exact. Și să nu facem niște modificări și să introducem firma noastră pe o traiectorie de digitalizare, pur și simplu luând niște tehnologii sau niște bucăți de tehnologie, căutând cel mai ieftin furnizor din piață și adoptând niște măsuri care până la urmă, la final, nu vor avea coerența și puterea necesară de a chiar transforma compania, de a chiar ne ajuta să eficientizăm niște procese interne din companie. Și 38% din companiile mici și medii au avut nevoie de suport și cred că aici e vorba de suport, de educație, mai multă educație în zona companiilor mici și medii. Și apoi mai este un aspect pe care nu prea îl regăsim prin studii, dar pe care eu îl văd și cu care mă confrunt zilnic. Discutăm și trebuie să fim clari despre acest aspect de companii care încă nu au setate și nu înțeleg foarte clar care sunt procesele interne ale companiei. Și atunci încă în zona IMM-urilor avem un segment de companii, de firme care cărora le va fi greu să facă pasul spre digitalizare pentru că încă nu le sunt clare procesele și poate chiar și obiectivele de business în momentul de față. Care este de fapt stadiul digitalizării în România? Aici am pus un studiu de la Eurostat. Este un studiu făcut în 2021, bazat pe datele din 2020. Uitați cât de bine stăm, în ghilimele, pe partea de digitalizare în România. Suntem pe locul 2, de la coadă, să zic așa. Această veste, pe de o parte, ne întristă, pentru că partea de digitalizare încă n-a fost implementată destul de bine în România, însă, pe de altă parte, este loc de creștere.
Uitați, cele mai mari sunt Finlanda și Danemarca. Au cele mai mari proporții de firme extrem de digitalizate în cadrul țărilor. Iar Bulgaria și România, majoritatea firmelor din Bulgaria și România au un indice de digitalizare foarte scăzut, ceea ce indică o investiție foarte mică în tehnologiile digitale. Ideea și lucru pozitiv în acest studiu este că orice firmă ai, poți să crești. Pentru că nu ai foarte multă concurență. Dacă ai fi în Finlanda sau Danemarca, ar fi puțin mai multă concurență.